Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Din câte cunoașteți, deja pe parcursul zilei de ieri, în cadrul Consiliului Municipal Chișinău, s-a reușit a vota bugetul capitalei. Anume aceasta este tema discuției de astăzi. Mai multe vom afla de la Mariana Ambros, șef al cabinetului fracțiunii PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Doamna Ambros, probabil următoarea întrebare v-a fost acordată și nu o singură dată. De ce, practic, la mijlocul lunii mai s-a reușit cu mare întârzieri, după îndelungi discuții, aprobarea bugetului municipal? Cum se explică acest fenomen? Este o practică, de fapt, proprie administrații publice locale la nivel executiv al municipiului Chișinău, în special a primarului general. Din an în an, dumnealui obișnuiește să promoveze cu întârziere proiectul de buget și raționamentul acestor întârzieri probabil este propriile decizii de a distribui sursele bugetare. Pentru că în 2016 primarul general a emis peste 30 de dispoziții privind distribuirea surselor bugetare, operări de modificări, pornind de la aprobarea unui buget provizoriu. Și dacă vă amintiți, în 2016 a fost aprobat bugetul chiar la începutul semestrului 2. Dacă ar fi să faceți o evaluare, de fapt, a bugetului sau, mai bine zis, a situației bugetului capitalei, care ar fi ea? În ce culori poate fi ea conturată? Prima caracteristică este austeritatea fără precedent a bugetului municipal. Fără precedent ne referim atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, ca structură. Bugetul este format din 3,357 miliarde lei venituri și 3,775 miliarde cheltuieli, înregistrând la nivel de planificare un deficit de 418 milioane lei, ceea ce ni se pare absolut inadmisibil atunci când bugetul municipal din an în an nu formează rezerve, ci tot trece din balanță în balanță deficite. Atât la nivel de planificare, cât și la nivel de executare. Pornind de la faptul că 50% din veniturile bugetare vin de la bugetul central, veniturile proprii sunt în proporție de 12,2%. Contribuțiile întreprinderilor municipale din profit, da? Sub 2%. Austeritatea bugetului municipal este fără precedent. Domnul Ambros, probabil fiecare telespectator, dar și cetățean al municipiului Chișinău se întreabă cum va fi acoperită această gaură de 418 milioane de lei? Din ce surse? Se intenționează din sursele de vânzare a bunurilor patrimoniale. Ne referim la privatizarea spațiilor locative, adică apartamentelor, dar ele ca număr și ca suprafață au rămas foarte puține. Eu nu știu dacă vor acoperi acest deficit în măsură de 20%. Privatizarea bunurilor nelocative, imobile nelocative, ne arată pentru anii precedenți un venit foarte minim, redus, până la 50 de milioane de lei anual. Practic, în 2015, Comisia de Privatizare a Spațiilor Nelocative a lucrat foarte puțin în acest sens și aceste găuri se formează din an în an,
acoperirea cheltuielilor planificate nu are deci loc sau nu se efectuează în proporție de 100%. În special, iată, cu, ne referim la investițiile capitale sau la alocările destinate dezvoltării suburbiilor. Deci, cam asta este caracteristica bugetului. Dacă facem, în general, referință la respectarea unor principii bugetare, aș spune eu, acolo este și mai grav. Sau la disciplina procesului bugetar. Lucrurile sunt destul de complicate. Pornind de la respectarea termenilor prevăzute, deci în normele juridice, cu referință la disciplina bugetar-fiscală și procesul bugetar, și terminând cu colectări de taxe, impozite și altele. Deci, atât la capitolul venituri, cât și la capitolul cheltuieli, suntem departe de necesități, suntem departe de planificare și executarea devine din ce în ce mai problematică din cauza acestei austerități bugetare. La partea de cheltuieli, dacă facem referință la structură, deci 60% sunt cheltuieli curente de ordin social. Deci ne referim la salarii, ne referim la acoperirea cheltuielilor destinate sectorului de asistență medicală, sectorului social, sectorului cultură. Da. Deci 3,7% sunt investiții capitale, ceea ce este o cotă foarte, foarte mică. Nesemnificativă raportată la necesități. Deci necesitățile actuale ale municipalității la capitolul investiții și reparații capitale sunt peste 15 miliarde de lei, cele care ar asigura o bună funcționalitate a infrastructurii urbane, cât de cât. Deci nu vorbim de un confort urban, ci vorbim despre o funcționalitate normală a urbei noastre. Doamna Ambros, spuneți-mi, vă rog, colegii noștri din media scriau că acest buget este unul al învățământului. E așa? În ce măsură suma alocată este raportată la necesitățile învățământului și ar putea acoperi acele necesități? Nici la nivelul învățământului. Deci acoperă doar necesitățile sau cheltuielile de ordin salarial și foarte nesemnificativ reparațiile instituțiilor de învățământ, deci preuniversitar și preșcolar. Dacă ar fi să tragem niște concluzii, deci, asta înseamnă că nu avem... Până la concluzii, da, vreau să fac referință, da, la o discuție de ieri din cadrul ședinței Consiliului Municipal, atunci când s-a propus deci suplinirea bugetului cu alocări destinate învățământului de performanță sau studiilor de performanță în cadrul liceilor, s-a discutat foarte conflictuos, deci propunerea din partea fracțiunii Partidului Comuniștilor, făcându-se apel că, da, în anii precedenți am avut alocări pentru studiile de performanță în cadrul liceilor. Cu toate că nu a fost așa. Deci cei ce a fost alocat anul trecut a fost destinat unor consumabile de laborator, deci în clasele de fizic și chimie, nici pe departe pentru manualele de studiu de performanță. Deci observăm că nici la nivelul învățământului bugetul municipal nu este, deci municipalitatea nu are capacitatea de a acoperi
Deci necesitățile măcar în proporție de 70%. Ne mai vorbim de salarii și celelalte necesități? Dacă observăm în proiectul de buget în lectura a doua, deci primarul chiar este împuternicit pentru a accesa unele credite destinate cheltuielilor curente, inclusiv și cele salariale de la băncile comerciale. Deci, fapt ce ne spune că situația chiar și la acoperirea cheltuielilor deci curente, în special la capitolul fondului de salarizare din domeniul învățământului, avem probleme grave. Eu vreau să vă întreb, cu referire la performanța bugetară, cum apreciați deci, gestiunea bugetului la nivel de municipiu? Cum a fost repartizată în ziua dumneavoastră? Vreau să vă zic că modul în care este gestionat bugetul ne vorbește de o lipsă totală de aplicare acestor principii, deși principiile de bugetare bazate pe performanță sunt subiectul unor discuții în permanență, atât la nivel central, cât și la nivel local. Sunt niște condiționări puse de către finanțatorii internaționali, de către organismele internaționale, să trecem la principiile bugetării bazate pe performanță. Asta ar însemna ca bugetele noastre să fie credibile. Și dacă bugetul... Și transparente. Deci bugetul nu poate fi credibil atunci când se spune că 300 de milioane din deficit se vor acoperi din vânzările de bunuri imobiliare, pe când noi nu avem deci în disponibilitate o listă clară. Deci ce imobile vor fi pasibile spre privatizare? Deci nemai vorbind de faptul că la noi licitațiile, deci mecanismul licitațiilor nu funcționează. Deci totul ce înstrăinăm în rezultatul unor decizii judecătorești, în defavoarea municipalității, înstrăinăm în urma unor contracte de locațiune și aplicării unor coeficienți și evaluări tot în defavoarea municipalității. Deci, nemai vorbind că bugetul nu are capacitate de a completa chiar și aceleași cheltuieli sociale. M-am referit până acum la deci fondul de salarizare care cunoaște probleme destul. Un regres până la urmă. Da, un regres și un risc de a ne pune în fața faptului să accesăm niște credite de la băncile comerciale pentru a achita la timp salariile. Dar, pe de altă parte, facem referință și la alimentația copiilor, care este acoperită nici în proporție de 65%. Deci, alocăm din an în an câte 18,5 lei per copil pentru alimentare, când Centrul de Sănătate Publică ne recomandă să spunem eu, norme fizice, da, care se estimează începând cu 26 de lei și până la 32, în funcție de sezonul anului. Deci vă dați seama că nici aici nu putem face față, cu atât mai mult că nu alimentăm copiii până în clasa 9, deci alimentăm copiii până în clasa 4 și unele categorii din clasele a 5-a, a 9. Deci faptul că bugetul municipal a pierdut capacitatea de a acoperi niște cheltuieli ce țin de siguranța socială, a tinerii generații, a securității sociale până la urmă, este un lucru absolut grav. Din ce considerenți s-a ajuns în acest impas? Interes? Voință politică? Care ar fi cauzele? Probabil, deci stăm prost la capitolul valorificării veniturilor bugetare, pornind de la acele venituri proprii pe care nu le valorificăm nici în proporție de 50%. Deci eu bat alarma de câțiva ani cu referință la taxa pe publicitate.
Cu toate că s-a extins baza fiscală pentru deci taxa pe publicitate, deci câțiva ani deci noi am incasat tot mai puțin din această taxă. Care ar fi interesele? Deci presa spune că deci există unele interese directe legate de deci, familia domnului Portoac. Deci presa spune. Pe cât este de credibil acest lucru, nu știm. Deci, fapt că în 2012, în 2013, codul fiscal a deci, suportat unele modificări, fiind inclusă taxa pentru dispozitivele publicitare, extinsă baza fiscală, dar, de fapt, în 2012 am avut de două ori mai puține încasări decât în 2011. În 2013 de 3 ori mai puține încasări decât în 2010, deși am avut deci, extinderea bazei fiscale pe lângă taxa de amplasare a publicității. Deci din 2013, din 2012 a fost inclusă și taxa pentru dispozitivele publicitare. Deci ar fi trebuit ca de la încasările de 23 de milioane, deci înregistrate în 2010, să creștem începând cu 2012 la 30 de milioane. Noi abia în 2015 am revenit la încasările de 20,5 milioane lei, deci încasări de fapt proprii pentru anul 2009. Da, lucruri deci, interesante. Lucruri interesante și aici... ca să intrăm în deci, detalii, trebuie să vedem pe cine a interesat la nivel de parlament să deci, promoveze astfel de modificări, încât taxa de amplasare a publicității să scadă din 2010 de la 23,5 milioane lei până la 0,73 milioane lei în 2013. Deci avem, se dovedesc că fi relevante aici. Da, cu toate că noi observăm că volumul publicității nu este mai mic decât în perioada nominalizată. A existat o discuție, dacă nu mă înșeală memoria, în anii trecuți raportată la această publicitate stradală. Urma să fie micșorat numărul panourilor, e așa sau nu? Sau a rămas totuși o discuție sterilă? Eu vreau să vă zic că la nivel de municipalitate s-au elaborat câteva documente care... Veneau să reducă? Deci veneau să reducă, da, să asigure echilibrul dintre deci, principiile de amenajare urbană și evitarea deci, utilizării maxime a deci, suprafețelor publicitare, da? Și diminuarea prin aceasta imaginii clădirilor sau chiar și a străzilor. Și cu deci, echilibru dintre principiile urbane și principiile bugetar-fiscale. Deci, pe de o parte, să nu acoperim tot ce este frumos în oraș cu panourile publicitare, iar pe de altă parte să deci, asigurăm aceste venituri în jurul la 20-25 de milioane de lei pe care ne asigură această taxă. Dar, din păcate, ca și multe documente tactice și strategice, deci aceste, să zic eu, strategii rămân a fi lipsite de aplicabilitate. Deci nu se pun în practică, nu se implementează, nu, deci până la urmă nu se cunoaște cine este responsabil. Vedeți, ne-am trezit cu... situația când municipalitatea a rămas fără niciun primar din cele patru unități aprobate în statele de personal, anume prin dispoziția primarului, pentru că la nivel, deci la etapa actuală, la nivel administrativ, deci funcționează organigrama aprobată de deci primarul general, pe care însuși primarul general nu o respectă. Și atât
Când vorbim de performanța bugetară și facem apel și la documentele strategice, nu avem, din păcate, un buget bazat pe programe. Am mai spus și spun. Deci cele peste 25 de documente strategice la nivel municipal pentru care s-au cheltuit bani enormi din bugetul municipal, rămân fără, deci, implementare. Pur și simplu documente învechite pe rafturile, deci subdiviziunilor municipale, fără a produce anumite efecte prevăzute în prezentele documente. Eu vroiam să revenim la un aspect social până la urmă. Consilierii PSRM pe parcursul mai multor ani au tras atenția raportat la problemele care se confruntă persoanele cu nevoi speciale. Ori, în pionierat, din câte cunosc eu, la insistența consilierilor PSRM și a doamnei Ceban, s-a reușit alocarea unei sume de bani pentru procurarea tonometrii și altor necesități. Până la urmă, în ce măsură vor fi aprovizionate persoanele care au cu adevărat nevoie și cum se vor face aceste licitații? Ne interesează, pentru că vorbeați ceva mai devreme, acolo este destul de incertă situația. În 2016, fracțiunii Partidului Socialiștilor le-a reușit majorări de compensații pentru unele categorii sociale, deci anume la propunerea doamnei Ceban. În 2017, tot fracțiunii PSRM a reușit și alocarea unor surse pentru achiziția de dispozitive necesare segmentelor sociale. Este un lucru benefic cu păstrarea compensațiilor la nivelul anilor 2016. Eu consider că este o implicare și o realizare destul de importantă pentru segmentele sociale din municipiul Chișinău. Pe cât de realizabile sunt aceste inițiative, totul depinde de însăși de Consiliul Municipal. Pentru că Consiliul Municipal trebuie să preia un pic și funcția de control asupra executării bugetului. În 2016 practic am avut înregistrate unele abateri de la bugetul planificat spre cel executat în defavoarea funcționalității infrastructurii orașului. Nu atât cheltuielilor destinate segmentelor sociale, cât vorbim de infrastructura orașului. În acest sens eu fac apel la fac referință la neexecutarea unei sume de 16 milioane de lei destinată menținerii și salubrizării drumurilor în municipiul Chișinău. Sumă prevăzută atât în bugetul municipal, cât și în contractul de achiziții de lucrări încheiat între municipalitate și întreprinderea municipală Exdrupul. Ce s-a întâmplat, nu știm, până acum. Vom continua să facem lumină în cele întâmplate, dar 16 milioane de lei planificate în 2016 și prevăzute în contractul de achiziție cu Exdrupo nu au ajuns la destinație. Ceea ce înseamnă că primarul general și-a permis unele operări de modificări din inițiativa proprie, fără a informa Consiliul Municipal. Și uitați-vă care este calitatea salubrizării și întreținerii drumurilor. Nimai vorbind că întreprinderea municipală Exdrupo este un serviciu foarte important pentru menținerea infrastructurii drumurilor, care are 350 de angajați
350 de persoane da. Nu-și primesc la timp salariul din cauza nevalorificării acestor surse. Și drumurile le avem cum le avem. Doamna Ambros, până la urmă, domnul Chertoacă se consideră a fi și primarul suburbiilor, fără îndoială. Din câte cunoaștem, pentru anul trecut, pentru anul 2016, a fost alocată o sumă destul de impunătoare ca în cele din urmă să nu fie valorificată ea în întregime. Haideți să rămânim pe această dimensiune. Vreau să reamintesc faptul că din contul majorării unor taxe locale, deci la activitățile cu impact social negativ, cum sunt jocurile de noroc, da. Cum au fost, de exemplu, amplasarea gheretelor în spațiile verzi, deci benzinăriile în proximitatea spațiilor verzi. Au fost identificate surse, deci destul de importante pentru acoperirea necesităților suburbiilor, în valoare de 101 milioane lei. Deci identificate pe o parte din venituri și deci propuse spre executare la capitolul reparației și construcției capitale destinate dezvoltării suburbiilor. 101 milioane lei la inițiativa fracțiunii Partidului Socialiștilor au fost distribuite anume pentru deci suburbii. Ca rezultat, la executarea bugetului s-a valorificat, s-au executat doar 67 de milioane lei, ceea ce ar însemna doar două treimi din ceea ce a fost alocat în bugetul lectura a doua. Motivul? Motivul iarăși aprobarea bugetului cu întârziere. Unele suburbii nu au reușit să organizeze licitațiile, nu au reușit să deci chiar și dacă au organizat licitațiile, nu au reușit să deci execute lucrările, da? Mă refer la agenții economici și ca rezultat al acestor tărăgânări în deci baza aprobării bugetului în semestru 2 și în baza prevederilor legii cu privire la achizițiile publice, deci s-a primit că acest buget destinat suburbiilor nu a fost valorificat. Plus, deci nu excludem că e vorba și de intențiile de rea credință de natură politică, deci care a existat și există la nivelul primăriei municipiului Chișinău. De a nu deci a aloca suburbiilor anume care sunt orientate să susțină opoziția. Deci asta e cam ideea. Eu vroiam să vă întreb, în ce măsură de fapt aceste abateri la modul în care a fost elaborat și promovat bugetul afectează situația financiară la nivel de municipiu? Pentru că în cele din urmă consecințele urmează să le trăim fiecare dintre noi. Eu vreau să vă reamintesc ceea ce s-a întâmplat în 21-25 aprilie. Da. Deci forța majoră ne-a demonstrat că deci nu se gestionează nici bugetul corect, conform principiilor de gestiune a riscurilor, inclusiv și forța majoră. Deci nu se gestionează eficient și nu se distribuie eficient deci pe articole de cheltuieli. Deci ne-am trezit în fața faptului că solicităm surse din fondul de rezervă pentru deci acoperirea lichidării consecințelor forței majore, da? Pe când într-un proces bugetar normal trebuie să existe un fond de risc. Deci fondul de risc care să asigure inclusiv și deci lichidarea consecințelor forțelor majore, deci cauzate de natură.
Niciodată, iată, în 9 ani de zile, în 2 mandate și în al treilea mandat, primarul general nu s-a gândit la unele riscuri. Deci să ne amintim în anii precedenți când deci, cadrele didactice solicitau majorări de salariu și insistau din devalorizarea monedei naționale să le fie deci, majorat salariu. Deci și asta tot trebuie luat în calcul pentru că continuitatea activității didactice în astfel de condiții este imposibilă. Deci, riscuri există. Diversitatea riscului pentru gestiunea urbană este foarte, foarte mare, pornind de la forța majoră și terminând până la devalorizarea monedei. Aceste carențe despre care vorbiți dumneavoastră până la urmă ar fi și explicația că administrația publică a reacționat cu întârziere la această forță majoră? Evident că da. Deci dacă era perceput acest risc, dacă bugetul municipal prevedea un fond anume de risc și dacă chiar și acel fond de rezervă care este deci un fond minim ajunge până la 10-12 milioane lei, el trebuie cumva menținut, păstrat, deci și valorificați deja banii la sfârșit de an în funcție de situație. Deci nu poți... Deci, da, există prevederi legale privind posibilitatea convocării Consiliului Municipal Chișinău în regim de urgență și decizii unor alocări destinate lichidării consecințelor. Dar nu, deci asta ar fi soluția. Soluția unei bune gestionări prevede formarea unui fond de risc. Deci nu se poate ca pur și simplu să evităm, da? Deci valorificarea unor venituri care de fapt ele sunt vizibile, chiar și veniturile din deci profitul întreprinderilor municipale. Ne referim la Piața Centrală. Inspecția Financiară a identificat supravenituri în valoare de 40 și ceva de milioane de lei și abateri și unele abateri de la normele legale privind gestiunea resurselor financiare în rezultatul activității estimate în câțiva ani la suma de 82 milioane de lei. Noi am ajuns să o vedem și pe asta, ca Piața Centrală să se judece cu Inspecția Financiară pentru constatări, pentru o prescripție de fapt legală, în loc ca acești bani să fie defalcați la buget, ca acești bani să constituie o rezervă de acoperire a unor riscuri. Deci noi avem ce avem în structura veniturilor, deci din profitul a 61 întreprinderi municipale, noi înregistrăm 2% din veniturile proprii. Este o rușine. Absolut. Da. Deci nicăieri în lume înseamnă că deci nu este, nu există raționalitatea. Da. Deci întreținerii acestor întreprinderi municipale sau le aducem deci la situația ca ele să aducă deci beneficii, nu zic profit, nu întotdeauna o întreprindere municipală trebuie să fie profitabilă, da? Deci sau ele aduc beneficii municipalității, deci da. Sau ele trebuie reorganizate, deci în așa fel încât deci, cota veniturilor proprii să crească din activitatea întreprinderilor municipale, nu să scadă. Doamna Ambros, haideți să vorbim un pic despre taxele locale. Și aș vrea aici să facem diferență sau să facem o analiză comparativă între taxele locale care trebuiau să fie percepute și cele care au fost aprobate în condițiile în care vorbeam despre un buget auster. Anul trecut deci am de fapt am discutat necesitatea deci
adaptării taxelor locale la, deci, nivelul inflației, pentru că din 2013 până în 2016, practic, taxele locale nu au fost modificate. Deci pe tot parcursul acestei perioade, 2014, 2015 au fost aplicate taxele aprobate în 2013. Prin urmare ar trebui majorate. Deci, prin urmare, dacă să vorbim sub aspect economico-financiar, cum ar fi corect, da? Deci ar fi trebuit ca anul trecut să aplicăm un coeficient de 1,5 și să, deci, suplinim respectiv, deci, la partea de venituri cu mijloace financiare, ceva să aducem surse la buget. Dar având în vedere criza financiară și, deci, situația economică, aș spune eu, destul de complicată pentru agenții economici, pentru că puterea de cumpărare a scăzut față de anii precedenți. Deci taxele au fost menținute la nivelul anilor 2013. Evident că, deci, au fost discuții la acest capitol, au fost și speculații că taxele sunt, deci, prea mari și din cauza taxelor, deci, numărul întreprinderilor falimentare crește, cu toate că, deci, conducerea Direcției Generale Comerț a spus că, deci, numărul întreprinderilor falimentate a fost înlocuit cu numărul întreprinderilor nou deschise. Deci activitatea de comerț, de fapt, a fost înlocuită cu cea de servicii. Și noi am revenit la un număr, practic la același număr de întreprinderi funcționale, chiar dacă am avut, aș spune eu, o migrație dintr-un domeniu în altul sau, deci, fenomenul falimentării într-un domeniu de activitate și lansarea și inițierea unor noi activități. Domnul Ambros, mai avem 4 minute, ne spune regia. În acest interval de timp vreau să ne oprim un pic la împrumuturile și la faptul că deseori a fost abordată această temă, primarul irațional accesează anumite împrumuturi care până la urmă se vor răsfrânge asupra iarăși a vieții capitale și asupra bugetului pentru anii viitori. Haideți să deschidem. Structura veniturilor, da. Avem 17%, deci, surse împrumutate. Deci 17% din structura veniturilor. E o cifră colosală, să înțeleagă telespectatorii. Colosală, deci este aproape de, deci, limita prevăzută de legislație. Legislația prevede 20% maxim, deci plafonul maxim. Nu ar trebui să ajungem la acest plafon, pentru că există diferite situații în care municipalitatea trebuie să-și asigure o rezervă de capacitate de împrumut. O rezervă de capacitate de împrumut. Nu este de dorit să atingem plafonul maxim. Dar ceea ce s-a întâmplat la ultimele ședințe în Consiliul Municipal Chișinău este strigător la cer. Deci primarul general a doua oară vine și solicită. Deci alocarea a 3 milioane euro sau decizia Consiliului Municipal pentru împrumutul acestor 3 milioane de euro pentru suplinirea fondului de reparație a drumului, deci inițiat cu 22 de, deci, milioane în anii precedenți. Deci este vorba de reabilitarea celor 6 străzi, deci, principale ale orașului, Bulevardul Ștefan cel Mare, Alexandrine, Gruție, altele. Da. Deci este inadmisibil ca Consiliul Municipal și a doua oară a primit refuz. Aceste inacțiuni sau aceste acțiuni nejustificate până la urmă se vor răsfrânge asupra bugetarilor nemijlocit? Evident că da. Deci inițial primarul trebuia să vină cu un pachet de acte clar,
cu devize aprobate, deci elaborate și aprobate de către, deci, aș spune eu, servicii abilitate în domeniu, pentru, deci, a identifica strict, da, necesitățile investiționale la reabilitarea drumurilor. Deci nu este admisibil ca deci, acest proiect să fie finalizat cu iarăși cu acorduri adiționale, pentru că toate străzile din municipiul Chișinău au fost finalizate, deci reconstrucția și reabilitarea străzilor au fost finalizate în baza acordurilor adiționale, adică a suplinirii fondului de reparație a drumului prin acord adițional la contractul de achiziții de bază, ceea ce înseamnă că s-a majorat, deci de fapt neargumentat, deci suma alocată pentru drum, cu excepția unei singuri străzi, da. Strada Duminiuc. Doamna Ambros, pe final de emisiune vreau să vă întreb, s-a început de fapt colectarea semnăturilor pentru desfășurarea referendumului de demitere a primarului general Dorin Chirtoacă. Însă lucrul ăsta, dacă va fi realizat, probabil se va întâmpla la finele anului. Acum, vorbind în condițiile unui buget auster, în condițiile în care avem o serie de mijloace financiare pe care trebuie să le căutăm, să vorbesc așa metaforic, ce și a unor abateri, asta este poate cel mai important aspect pe care trebuie să îl abordăm. Ce urmează să se desfășoare? Ce propuneți dumneavoastră pentru a redresa situația? Deci, în primul rând, eu aș propune să fie retrase și am insistat și ieri să fie retrase domnului primar general în puternicirile de a opera, de a decide, deci din propria inițiativă, operarea de modificări. Pentru că asta deci ne pune în fața faptului că deci, asistăm la formarea unor noi găuri, deci în bugetul municipal. Dumnealui operează modificări, modifică contracte de achiziții prin acorduri adiționale în valoare de zeci de milioane. Și astfel, deci, sursele planificate și distribuite prin aprobarea bugetului la început de an, să zicem, că deja suntem în luna mai, deci nu ajung la destinație. Deci primul lucru ce trebuie de făcut, deci, despre care ne vorbește și practica primarului general, este retragerea atribuțiilor primarului general pentru operare de modificări, pentru că dumnealui și-a permis doar în 2016 să emită peste 30 de dispoziții de operare de modificări a bugetului municipal. Este prea mult. Deci, în aceste condiții ne așteaptă restanțe la salarii, majorări de prețuri? Deci o să vedem cu ce o să finalizeze Dorin Chirtoacă anul 2017, ce decizii o să ia. Pentru că în marea majoritate a cazurilor deci luat de acolo de unde este deci stringent și acoperit, deci ne referim iată la proiectul de amenajare a spațiilor de parcaje. Practic acest buget de 47 milioane lei a fost preluat de la MGFL-uri. Deci da. De la cele 23 de MGFL-uri și s-au amenajat niște spații de parcaje, eu nu știu pe cât ele sunt de practice până la urmă și de durabile, aș spune eu. Doamna Ambros, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Vă aștept și cu alte ocazii a continua, pentru că mai multe aspecte au rămas pe din afară. Stimații telespectatori, a fost Reflector Analitic. În numele întregii echipe, eu vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!